Da, așa este. Nu trebuia să se întâmple acest joc. Din păcate s-a întâmplat. Îmi vine în minte și meciul de la Craiova, în care fiecare șut la poartă este gol. Un meci în care nu ne-a ieșit absolut nimic. Am avut prima situație să înscriem noi acolo cu Bic, pe care vine acel 11 metri. În zona laterală vine golul 2, unde aveam noi superioritate numerică, vine acea centrare, o neatenție, pe care iarăși 11 metri. Avem la 3-0, avem ocazia să facem 3-1, sigur. Nu cu șanse mari să revenim și așa mai departe, pentru că a fost o zi proastă în care absolut nimic nu ne-a ieșit. Am întâlnit, să fim realiști, am întâlnit un adversar foarte puternic, un adversar care are multă experiență, a jucat foarte multe meciuri importante și în cupele europene. Se pare că nu putem să ținem un anumit ritm, o perioadă destul de lungă, și vin aceste eșecuri usturătoare. Important este să învățăm multe din acest joc, să reacționăm, ne așteaptă un nou campionat, foarte important pentru noi. Responsabilitatea mea, la fel, să antrenez foarte bine, să-i fac să-și revină din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, să creadă mai departe în ei, în ceea ce facem împreună, pentru că în foarte multe meciuri i-au arătat foarte bine și pentru mine sunt la fel de valoroși, la fel de importanți. Iar așa cum am spus, rolul meu în momentul de față este să-i refac din punct de vedere mental, din punct de vedere fizic, și la fel să aibă încredere în ei că noi ne putem îndeplini obiectivul. Dacă ar fi totuși să găsiți așa o explicație pentru jocul de nerecunoscut, am avut un adversar mult mai puternic, mult, mult mai puternic decât am arătat noi și ne-am prezentat în această seară, asta e realitatea. Un adversar care, sigur, și-a câștigat duelurile 1-1, și-au luat măsuri pentru că au văzut cum am jucat ultimele 3 jocuri, au pregătit foarte, foarte bine din punct de vedere, atât din punct de vedere tactic, dar din punct de vedere al duelurilor, o echipă, atunci când au făcut pressing, s-au dus efectiv să-și câștige duelurile, să înscrie, să nu te lasă să joci. Și pentru mine destul de greu, pentru că trebuie să schimb sistemul, am avut 4 absențe importante, să trec iar la un sistem cu 3 fundași centrali. Da, nu este o scuză, repet, am întâlnit un adversar prea puternic în momentul de față pentru mine. Aveți încredere că nu vreau cu altă parte? Sunt total diferiți adversarii ca valoare, ca și calitate individuală. Noi ne batem cu echipele din play-out. Am terminat pe locul 9, un loc onorabil, zic eu. Cred, pe locul 9, nu? Cred că vom fi în fața lui Voluntar dacă luăm meciurile direct, dacă așa se ia, nu știu, să vedem. Să vedem noul clasament, dar, sigur, echipa asta, nu putem să uităm ultimele 3 jocuri. Trebuie să, în continuare, să am încredere în ei, sunt jucători valoroși, sunt jucători importanți, când suntem foarte bine pregătiți, când toți jucătorii am la dispoziție și pot să alcătuiesc cel mai bun 11, suntem o echipă bună, echipă care pune în probleme oricărui adversar. În această seară, probabil, așa cum a arătat CFR-ul, probabil, și dacă am fi avut cei mai importanți și ceilalți 4 jucători, probabil am fi avut dificultăți în a câștiga jocul, pentru că astăzi, într-adevăr, au arătat foarte bine. CFR a arătat foarte bine. Cum este să se antreze mai mult pe jucători? Cum? Cum este să se antreze mai mult? Da, așa o să fac. Domnule Savo, acum ați văzut astăzi CFR, se pare că am avut 5-6 la titlul consecutiv. Este fanul. Bine, acum e de văzut și când, dacă am fi arătat și noi foarte bine. Adică,
Noi am arătat foarte rău astăzi, o să recunoaștem, iar ei foarte bine. Adică dacă am fi arătat și noi foarte bine, atunci aș putea să, aș fi putut spune sau aș fi putut face o altă analiză. E o echipă tare, echipă puternică, are un lot valoros numeric, are 20-25 de jucători foarte buni, la un nivel foarte ridicat. Dar cred că este echipa care se luptă cu șansele reale la campionat, să câștige campionatul. E și Farul acolo, să nu uităm, o echipă foarte bună, echipă care joacă fotbal. FCSB, Rapid chiar, poate chiar și Craiova s-ar putea să intre. Dar o echipă față de celălalt, o echipă cu multă, multă experiență și un lot foarte numeric valoros. Era altcumva cu Ticiu și cu Nistor, un altul pasă? Da, am fi arătat și cu un alt sistem de joc, am fi arătat, eu zic, total diferit. Cel puțin am fi avut și noi posesie, am fi controlat mai mult jocul, am fi avut mai multă încredere să jucăm, să ținem de minge. Da, cu siguranță. Pentru că sunt jucători care au... Sigur, calitate. Vedem la Nistor ce înseamnă, ce înseamnă un atacant Gomes până la urmă, cu Tiam împreună. Dar toți au încercat să dea tot ce pot în momentul de față. Poate să putea mai mult, poate, sigur, trebuie altfel gestionate anumite momente din joc. Toți suntem responsabili, vinovați și trebuie să ne revenim absolut toți. Un copil de 14 ani într-un derby al Clujului. Ce credeți că înseamnă pentru el asta? Și pentru dumneavoastră, pentru că v-ați aruncat în joc? Pentru el înseamnă foarte, foarte mult. El, prin tot ceea ce a făcut în antrenament, practic și-a câștigat încrederea mea și încrederea jucătorilor. Pentru că este foarte apreciat, își doresc toți din echipă să rămână la echipă și chiar s-au bucurat că l-am debutat. Spuneați că va fi o problemă pentru Cluj când apar accidentările. Astăzi s-a rupt Romariu Pires și se pare că accidentarea lui este una gravă. Da, e o pierdere importantă. E un lider, e un jucător important, ai nevoie de toți. Sigur, nu sunt foarte multe meciuri, mă bucur foarte mult că nu am primit cartonașii la jucătorii care puteau fi suspendați la următorul joc și din acest motiv am și schimbat pe Kipciu la pauză și Oancea, sunt jucători importanți și n-aș fi vrut să... Deja mă gândeam ce urmează și de fapt care e obiectivul nostru. Așteaptă un joc foarte greu. În play-out. Poate fi vorba, la fel ca la Craiova, de o situație în care suprafața de joc este prea bună. Spun asta pentru că pe Faro ați învins-o categoric pe suprafața de joc de Cluj Arena. Poate să fie asta o problemă ajutătorului, pentru că nu sunt obișnuiți să lucrurile. Nu, nu. Nu iau în calcul acest lucru. Pentru că am jucat foarte bine și la Sibiu, deci nu... Nu iau în calcul faptul că am jucat bine pentru că terenul pe Cluj Arena a fost cum a fost, nu? Nici vorba. S-au fost niște momente cheie în acest joc. Dacă nu am fi primit acel 11 metri, eu cred că jocul se ducea cel puțin până la pauză 0-0. Pentru că nu și-au creat ocazii, au făcut un joc de așteptare, ce fere sigur, un joc de așteptare în sensul că recuperează și pe urmă te surprinde, pleacă foarte bine pe contraatac. Pierd foarte greu mingea, sunt puternici din punct de vedere fizic. Da. Totodată, poate cel mai bun exemplu că fotbalul se joacă tot pe teren și nu în tribune, pentru că, în mod clar, fanii universitate s-au auzit mai mult decât în parcursul jocului, dar realitatea din teren a fost așa ce... Da, pentru că ne-a ajutat foarte mult acasă, când și noi am arătat foarte bine și am avut nevoie de ei și au fost un sprijin important. Și au un sprijin important, asta nu înseamnă că dacă ei sunt la stadion, sau venit și astăzi, nu a contat. A contat foarte mult, noi nu am arătat bine. Noi nu am arătat bine. Și asta e realitatea. Sunt și astfel de momente. Dați-vă și în Anglia ce rezultate sunt. Te uimesc. Ce investiții, ce salarii, ce performanțe și
iau și ei 7, 8. Asta e situația, se pot întâmpla astfel de momente. Nu trebuie să abandonăm, trebuie să luptăm, trebuie să fim luptători în continuare. Obiectivul nostru ne-l putem îndeplini. Unde cupa oamenii principalul obiectiv? Nu, principalul obiectiv este salvarea de la retrogradare. Domnul Sabă, v-ați apucat să vorbiți după meci cu Dan Petrescu, să vă spuneți două vorbe? După meci acum? Da. Da, l-am felicitat pentru că a fost mult mai bun decât mine în această seară. Echipa a arătat mult mai bine decât a mea și n-ai ce să discuți. Adică prea puține lucruri poți să discuți după un astfel de joc. Așa de final, vă gândiți la ceva schimbări tactice înainte de play-out sau... Nu ai ce să schimbi tactic. Nu, se am la dispoziție toți jucătorii și, sigur, avem un sistem de joc care consider eu... se potrivește pentru această echipă, e important să am la dispoziție pe toți jucătorii, să aleg pe cei mai buni și să refac fizic și la fel încrederea de care au ei nevoie, iar ei au tot suportul meu. Pentru mine sunt mai importanți atunci când pierdem, pentru că e foarte ușor să fiu lângă ei atunci când câștigăm, ce super sunt, ce mari sunt, ce deosebit sunt. Nu. Acum e foarte important să fiu lângă ei și eu sunt lângă ei, înțeleg. Sunt foarte supărați, trebuie să ridicăm capul, trebuie să ne pregătim foarte bine. Sunt multe lucruri care, sigur, trebuie corectate. La fel să fim în continuare foarte, foarte modești și să muncim mult mai mult. Asta trebuie să facem. Nu există altă variantă.